Dragostea este efortul pe care îl face un bărbat pentru a se mulțumi cu o singură femeie. Niciun bărbat nu are suficientă memorie pentru a putea deveni un mincinos de succes. Când cauți un bărbat, ceea ce vrei să cauți este un bărbat cu inima unui băiat sărac și mintea unui bogătaș. Bărbații sunt precum strugurii. Orice femeie scoate chiar și din cel mai deștept bărbat tot mustul. A te căsători cu un bărbat este ca și cum ai cumpăra ceva ce ai admirat timp îndelungat într-o vitrină a unui magazin. Este posibil să-ți placă când ajungi acasă, dar nu se potrivește totdeauna cu tot ce este în casă. Se pare că flirtul este un dispozitiv al bărbaților pentru a evita responsabilitatea. Poate spune orice vrea și știe că nu o să fie luat în serios. Bărbatul adevărat iubește doar două lucruri, pericolul și joaca. Din acest motiv își dorește să aibă aproape femeia, una dintre cele mai periculoase jucării. Bărbatul a fost creat înaintea femeii ca să apuce să spună și el câteva cuvinte fără să-l întrerupă nimeni. Bărbatul ca individ este un geniu. Dar bărbații ca întreg formează un monstru fără cap, o fiară sălbatică dresată. Bărbații vor întotdeauna să fie prima iubire din viața unei femei. Femeile vor să fie ultima lor dragoste. O femeie își va aduce aminte întotdeauna bărbații pe care i-ar fi putut avea, pe când un bărbat își va aduce aminte întotdeauna femeile pe care nu le-a putut avea. Bărbații nu se așează la casa lor datorită femeii potrivite. O fac fiindcă sunt în sfârșit pregătiți pentru asta. Indiferent de femeia cu care se întâlnesc atunci când sunt pregătiți, ea este cea cu care se așează la casa lor, nu neapărat cu cea mai bună ori cea mai frumoasă. Bărbații care nu au făcut sex să-i recunoști după față. Mulțumim pentru vizionare! Apăsați butonul de abonare pentru a fi la curent cu noi citate lăudate zilnic.